Hai să fim sinceri, adevăratul concurent al iPhone-ului în fiecare an e ăsta. Și ăsta, noile Samsung Galaxy S. S10 și S10 Plus sunt două exemple de smartphone-uri care iau tot ce e mai bun de la restul producătorilor, dar continuă să-și păstreze individualitatea, să fie unice. Cam fiecare an eu mi-am permis să umblu mai mult timp cu ele, așa că iată ce neajunsuri au, sunt cu mult mai bune decât S-urile de anul trecut și, în genere, merită să-ți cumperi așa device-uri. Toate astea în acest full review. La aspectul exterior, în continuare avem acel ecran curbat, sticlă, aliaj foarte ușor, un design super tare, la fel ca la S8 și S9, așa că la anul cred că va fi nevoie de ceva schimbări mai vizibile. Anul ăsta nu ne plângem pentru că noile culori arată bestial, gradienturi frumoase care nu arată ieftin. Unicul minus pe care eu l-am simțit e butonul Power, ăla e mult prea sus. În termeni de mărimi, eu credeam că voi prefera ca în fiecare an varianta obișnuită, dar mai mulți din voi mi-au scris totuși să încerc versiunea Plus și da, s-a devenit a fi mai interesantă. În primul rând, ambele sunt la fel de lunecoase, iar să le folosești cu o singură mână și încă fără case e super riscant, dar măcar aici primești un ecran de 6,4 inch în loc de 6,1 și încă ceva avantaje la care revin îndată. Display-ul nu știu cum fac ei asta, dar în fiecare an le iese unul și mai bun. Și în 2019 vom găsi anume aici cel mai bun display din toate punctele de vedere. Acest Dynamic AMOLED are cea mai mare luminozitate, cea mai exactă reprezentare a culorilor, super detalii, totul este mai bun decât la S9 și decât la oricare alt concurent. Mi-e interesant, Apple anul ăsta, tot de la ei vor cumpăra. Despre camerele din ecran, e clar că S10 nu bate atât de tare la ochi, dar care-i faza? Peste tot unde pornești ceva în full screen, cu excepția la video, primești uite așa o bară neagră zdravănă pe care nici la modelele cu breton nu o vezi. Respectiv, cam dispare undeva ideea asta de economisire a spațiului de pe ecran. Dar, hei, priviți ce wallpaper-e tari poți să-ți tragi când ai, uite, așa o gaură în ecran. Astea sunt invențiile internetului care demonstrează că nu trebuie să ascunzi ceva despre care știu toți. Cel mai bine este să evidențiezi asta. Aceste camere se folosesc și la deblocarea facială, dar asta nu e chiar cea mai sigură metodă. S10 poate fi păcălit ușor cu o fotografie. Cea mai sigură metodă e noul fingerprint ultrasonic, care utilizează ultrasunetul pentru a citi amprenta. Spre deosebire de ce avem la restul, unde practic sub ecran e o microcameră ce fotografiază degetul și îl luminează. Asta e mult mai securizată, poate citi amprenta și când degetul e umed, nu trebuie să lumineze nimic, dar are și dezavantaje. De exemplu, prin pelicula care vine din cutie, poate recunoaște amprenta, dar nu și prin sticla de protecție. Aici va fi nevoie de una specială. În utilizarea zilnică, clar nu este la fel de rapid ca un fingerprint fizic, dar pentru mine a fost mai problematic să-l nimeresc de fiecare dată. Area asta e destul de mică și pe lângă toate, în timp ce lucrează display-ul Always On, anume zona asta nu este iluminată. Trebuie să apeși odată pentru că ea să apară și atunci abia să pui degetul, ceea ce mi se pare un pic lipsit de sens. Totuși, pe partea hardware chiar nu poți avea nicio pretenție pentru că aici este tot. Și rezistența IP68 și Dual SIM, memorie extensibilă, fast charging, wireless fast charging, reverse wireless charging. Mai pe scurt, lista continuă, voi apropo în comentarii, puteți să ne scrieți ce nu au aceste smartphone-uri. Puterea aici la fel e peste cap, versiunile europene rulează pe ultimele procesoare Samsung de 8 nanometri și oferă 8 GB de memorie operativă. Evident, primești exact ceea la ce te aștepți de la așa smartphone. În timpul testărilor nu a fost niciun moment în care a frânat ceva sau a luat mai mult timp de gândire. Pentru jocuri, aici ai o rezervă de putere de minim 2 ani și Fortnite și PUBG și tot ce vrei tu rulează ca de pe consolă. Și cred eu că nici softul nu va mai frâna peste ceva vreme. Samsung s-a apucat de la zero și a creat interfața One UI. Din start se vede că lucrează mai fluid, animații bine puse la punct, s-a lucrat cât de cât la optimizări. Ideea de bază a One UI-ului e că noi toți acum avem smartphone-uri cât o lopată. Respectiv, toate elementele sistemului trebuie ajustate pentru utilizarea lor pe așa diagonale. Teoria sună tare drăguț, dar în realitate arată cam straniu, totul e mult prea voluminos, iconițele, elementele din meniu, prea voluminos și prea din desene animate. Dar nu știu, cred că dacă instalezi un launcher, rămâi doar cu cei mai buni din această interfață. În setări s-a mai făcut un pic de curățenie, dar toată grămada de opțiuni cumva a rămas. Avem mai nou Bixby Routines, un fel de scenarii din setări. De exemplu, când plec la culcare, automat se oprește Wi-Fi-ul, se pune pe regim fără sunet și se setează alarma. Super comodă chestie și...
Bixby. Butonul său dedicat a căpătat un adevărat sens pentru că acum el poate fi reprogramat pentru o acțiune sau aplicație. Aici chiar big like pentru că au ascultat. La optică avem una din cele mai tari combinații de camere. Deci, pe spate una standard de 12 megapixeli cu apertură dublă la fel ca și anul trecut, una telefoto tot de 12 pentru zoom și portrete, iar a treia e de 16 cu unghi de 123 de grade și e super distractivă. Tot ce e plictisitor de fotografiat se schimbă când pornești camera asta wide. Samsung a mai folosit camere wide pe modelele lor de buget, dar aici clar că e cea mai bună, pentru că avem parte și de detalii și de un dynamic range bunicel. În general, camerele, mă refer la componentul fizic, sunt tare bune la 10. Problema e mai mult în soft. Fotografiile uneori pot ieși supraexpuse, asta se observă tare bine noaptea. Eu cred că multă lume ar opta mai degrabă pentru umbre mai accentuate, cât mai multe detalii, mai ales la selfie-uri, pentru că aici se vede cel mai bine efectul de acuarelă specific pentru Samsung-uri. Apropo, la 10 Plus din față nu-s două camere, al doilea e un senzor de adâncime pentru portrete mai bune, dar dacă sincer nu văd nicio diferență față de 10. Dacă tot au făcut așa o gaură, mai bine puneau și aici o cameră wide. Cel mai important motiv pentru care eu aș alege S10 Plus în detrimentul celui obișnuit ar fi autonomia. Cu S10 e foarte greu să ajungi până la sfârșit de zi fără a-l încărca. În mediu, cu utilizarea mea agresivă, obțin aproximativ 2 ore jumate de ecran pornit. La S10 Plus, cu ISA 4100 de mAh, trec lejer de 4 ore, chiar și de 5. Pe lângă asta, am în continuare fast charging și wireless fast charging, despre PowerShare deja v-am vorbit. Mai sunt detalii care se observă numai după o utilizare îndelungată. De exemplu, sunetul pe S10 este pur și simplu bestial, pentru că eu stăteam în fața televizorului și priveam serialele de pe smartphone. Și încă o chestie foarte importantă. Niciodată nu setați sunetul de apel la volum maxim, pentru că o să trageți o sperietură zdravănă. S-urile din acest an sunt îndesate cu funcții tari și împinse la maxim. Dacă vrei un smartphone care să bată la ochi, ai nevoie de cel mai bun display din lume, o cameră wide și cele mai actuale tehnologii, păi ăsta cam pune toate bifele. Dacă ești mulțumit cu display-ul de pe S9, cred eu că nu are rost să treci pe S10 doar pentru cameră, poate pe S10 Plus, dar pentru restul, asta e una din cele mai bune opțiuni pentru upgrade la un smartphone ce oferă maxim în lumea Android. Dar nu uitați să goliți pușculița. Cam asta a fost totul pentru azi, prieteni. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre aceste două smartphone-uri și care ar fi alesul vostru. Nu uitați să dați un like acestui video și abonați-vă la canal, pentru că următorul episod va fi despre Xiaomi Redmi Note 7, așa că apăsați și clopoțel de notificări. Cu voi a fost Vicu, toate bune!